Vreau să încerc să lămuresc încă o dată cetățenii din Curtea Dragești vis-a-vis de acest zvon aiuristic plecat și pe mine mă chiar surprinde, plecat de la un cadru didactic director de școală, vis-a-vis de acest proiect pe fonduri europene valoare de 10 milioane de euro care vizează bulevardul din Curtea Dragești și nu numai, lucrarea undeva de la Unitatea Militară până la Mănăstire și drepturi pe 1 decembrie. Și anume că probabil că cineva care n-a făcut nimic în viață a găsit să lanseze că noi tăiem acești. Deci nici pe departe așa ceva. Dacă vroiam să tăiem tăi, n-ajungeam să muncim cu atâtea efort, să depună atâtea zile de muncă și mergeam la Monsilva să marcăm, să facem tăiam, mergem la pădure dacă e de tăiat. Deci nici de cum, aceasta este o operație care nici în noaptea minții nu poți să o percepi. În primul rând că aceștia sunt simbolul orașului. Am colegi de facultate, am colegi care nu m-am văzut cu ei de 30-40 de ani și mă întreabă, mai aveți tăia în oraș? Ei avem, dragilor. Nu ne atingem de ei. Din contră, de când sunt primar, am încercat să mai plantăm niște tăi între ei și am avut binevoitori care i-au tăiat, dar nu în urma unui proiect, în urma unor vandalisme, care nu s-au găsit nici în ziua de azi. Tăi tăiați cu sabia în bulevard, în fața primăriei, în fața la restaurant și nu i-a văzut nimeni. Și nici nu i-am găsit, ca să fim serioși. N-au fost tăiați nici cu lama, nici cu briceagul, ca să fie să o spunem pe cea dreaptă. Deci, încă o dată, aș vrea să liniștesc cetățenii și să fie sigur că într-un an de zile de acum încolo o să avem un oraș cu acest bulevard peste așteptări. Cine e doritor, cine vrea să intereseze, poate să vină la primărie, solicităm de la fetele de la proiecte care s-au ocupat, de la investiții. Avem studio, avem proiect făcut, avem chiar fotoplanșe și aș vrea să dați drumul la fotoplanșele astea să vadă cum arată, cum o să arate bulevardul ăsta, inclusiv cu tei. Nu se schimbă decât bordura și cu partea de pavaj, care o să fie în piatră naturală și anume granit. Deci partea de rulaj, bordură și partea de esplanade pe lateral. Nu se intervine pe spațiu verde, nu se intervine pe partea de carosare.